Întâia Epistola lui Timotei, capitolul 2, versetele de la 9 până la 15. Și spune cuvântul lui Dumnezeu aici astfel. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în timp cuvincios, cu rușine și sfială. Nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Femeia să învețe în tăcere, cu toată supunerea. Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere. Căci întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva. Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Totuși, ea va fi mântuită prin nașterea de fii, dacă stăruiesc cu smerenie în credință, în dragoste și în sfințenie. Tot capitolul 2 vorbește despre rugăciune. La început ne spune cum să ne rugăm toți noi împreună pentru autorități, pentru cei care sunt înălțați în dregătorii, pentru împărați. După aceea, versetul vorbește despre bărbați, cum să se roage bărbații și lucrul acesta l-a predicat duminica trecută. Și următorul subiect este despre femei. Dacă la bărbați a fost rezervat aici, în textul este un singur verset, versetul 8, pentru femei este scris restul, de la versetul 9 până la versetul 15 a fost scris pentru femei. Și în același timp parcă sunt abordate mai multe lucruri, nu numai rugăciunea. Este rugăciunea și purtarea femeilor evlavioase, așa mi-am intitulat eu mesajul. Dar, de fapt, și la bărbați, cum ați văzut voi, toți s-au abordat nu numai rugăciunea, s-a abordat purtarea. Ei merg împreună una cu alta. Dacă nu avem o purtare plăcută înaintea lui Dumnezeu, rugăciunile noastre nu fac o parachioară. Nu ajung rugăciunile noastre nicăieri. Și de asta este foarte important să ne verificăm rugăciunea, purtarea noastră, să vedem dacă purtarea noastră se potrivește cu ceea ce învață Cuvântul lui Dumnezeu. Acolo unde se potrivește, avem prilej să-i mulțumim lui Dumnezeu, că ne ajută prin Duhul Sfânt să trăim astfel. Unde purtarea noastră nu se potrivește cu ceea ce învață Cuvântul lui Dumnezeu, este bine să ne pocăim. Așa cum s-au pocăit bărbații, cum ne-au pocăit bărbații și pocăința nu este numai pentru duminica trecută, este pentru totdeauna, pentru toate zilele când avem motive să ne pocăim. Tot așa îndeamnă Dumnezeu și femeile și pe noi toți să ne pocăim pentru lucrurile care nu le facem corect și nu le facem potrivit cu cuvântul lor. După ce ne-am pregătit tot mesajul, ieri seara am fost curios să văd citate sau proverbe despre femei. Ele sunt foarte multe și, cu părere de rău, sunt multe negative. Multe negative și neadevărate. Dar am găsit și câteva citate care, poate unele mai amuzante, dar unele frumoase. Și aș vrea să-mi încep cu câteva din citatele acestea. Unul spune că femeia este un cadou care te alege. De fapt, și la Scriptură spune lucrul ăsta. O femeie înțeleaptă, o nevastă înțeleaptă, o nevastă bună, este un dar, un har de la Dumnezeu. Un har înseamnă un dar nemeritat, un har de la Dumnezeu. Și este mare bucurie pentru bărbații care au astfel de neveste. Altcineva, nu știu dacă îmi pronunța eu corect numele autoarei, dar tot o femeie a spus că femeile sunt lipiciul care ține lumea noastră de zi cu zi la un loc. Adică, dacă n-ar fi femeile, nu știu ce s-ar întâmpla cu lumea asta dacă ar rămâne bărbații de unii singuri. Vedem ce se întâmplă în Parlament, în alte locuri, cum ajung conflictele până acolo, cât nu știu dacă ar mai rămâne ceva împreună. Altcineva a zis că la originea tuturor marilor realizări se află femeie. Tot vorba asta cineva a spus-o, că în spatele oricărui bărbat mare este o femeie. Dar aș spune, la originea tuturor marilor realizări se află o femeie. Este o femeie care, îmi pare că am mai spus odată despre Lincoln,
președintele Americii, unul din președinții Americii, care a avut un impact pentru totdeauna, unul din cei mai mari oameni au venit, nu numai Americii. El a rămas, a făcut numai, nu știu cât, vreo 3 luni a învățat la școală, numai că a fost autodidact, a citit, a învățat numai a citit și în rest a citit și s-a educat singur. Dar când avea, nu mai amintesc exact, 7 ani, pare că avea, a murit mama lui de tif. Tatăl a rămas cu copii, a găsit o altă femeie, a căreia bărbat, tot epidemia aceea, i-a luat bărbatul și a rămas femeia cu copii. Și au unit și ei, două nenorociri, s-au unit împreună să poată ieși din nenorocirea asta. Tatăl a luat-o pe femeia aceea cu tot cu copii. Femeia aceea însă a fost o femeie atât de înțeleaptă și atât de bună, o femeie atât de binecuvântată, încât a știut să-i pună pe copii așa de bine împreună, că ei s-au iubit, s-au îndrăgit unii pe alții și așa au ținut unul la altul totdeauna ca frați drepți, parcă n-ar fi fost de la două mani. Însă femeia aceea a observat că Avram, băiatul ăsta de 7-8 ani cât o fi avut el, era tare, iubea carte, iubea, vedea că în el este un mare potențial în băiatul ăsta, un caracter frumos, o dorință mare de cunoaștere. Și atunci femeia asta zice, dătea tot ce putea, economisea bănuți cu bănuți ca să-i poată împrumuta o carte. Că atunci nu era ca acum, cum stăm cu bibliotecile pline de cărți care nu ne atingem niciodată. Nu, atunci o carte, pentru o carte el făcea 100 de kilometri, mergea până undeva să împrumute o carte și s-a dat înapoi. Și dacă s-a întâmplat odată să strice o carte, nu știu cum, a trebuit să întoarcă o avere întreagă. E, femeia asta a făcut tot ce a putut ca să-l promoveze pe el. După când a fost ales președinte și în vremuri tulburi, după ce a fost ales el președinte, s-a început război civil în țară. Dar când a fost ales președinte, a fost o perioadă până la inaugurare, trebuia să urmeze inaugurarea. Și iată, în perioada asta până la inaugurare, știți ce a ales el să facă? S-a dus cu trenul, a spus la nimeni, a plecat, s-a dus cu trenul departe, până unde n-a mai mers trenul, n-a mai putut să mai meargă trenul, de acolo, zice, vreo 2-3 zile a mers pe jos, prin ploaie, era un timp urât, dar el era deprins cu vremuri grele, că a lucrat la tot felul de slujbe, la cele mai grele slujbe a lucrat, și a ajuns la mama lui vitregă, bătrână. I-a luat, a venit la mamă, s-a pus în genunchi în fața mamei lui, i-a luat mâinile și a zis, mamă, eu am venit să-ți mulțumesc. Ce ai făcut pentru mine? Așa a mult însemnat femeia asta pentru el. În spatele lui a stat femeia asta. Și femeia asta a însemnat foarte mult. Omul ăsta a fost o binecuvântare pentru America și până în ziua de azi. Oamenii care au minte sănătoasă recunosc ce mare binecuvântare a fost el pentru țară și femeia asta a stat în spatele lui. Așa că spatele fiecărei realizări mari stă o femeie. O femeie liberă, spune un alt citat, este exact opusul unei femei ușoare. Astăzi, femeile libere se poartă ușor, sunt de purtare ușoară. Dar vezi, spune, o femeie liberă este o femeie liberă de păcat, liberă de vicii. Este exact opusul unei femei ușoare. Dacă n-ai văzut încă o femeie care iubește, spune Camil Petrescu, atunci n-ai văzut niciodată o femeie frumoasă. Pe femeie o face frumoasă dragostea care o are ea pentru alții. Dacă o femeie iubește și iubește soțul, iubește copiii, iubește oameni, asta o face frumoasă pe femeie. Un alt citat spune, de fapt, un proverb popular, așa spune, că înțelepciunea populară are multe lucruri de spus și sunt multe proverbe și la adresa femeii. Și atunci un proverb zice, femeia îngrijită se cunoaște după hainele bărbatului ei. Un alt autor a zis că femeile sunt pasionate de matematică. Sunt și bărbații pasionați de matematică, dar zice că ele își împart vârsta la doi, femeile. Dar zice-o și bărbații, că nu prea le place, mai ales că trece ani, dar place și ori să împartă la doi, da? Aici spune despre femeie. Zice că ele dublează prețul hainelor, tot cu matematica, mulțesc prețul hainelor la doi. Și zice că adaug întotdeauna 5 ani la vârsta prietenii cele mai bune. Bine, acum haideți să mergem
de mijlocit la Cuvântul lui Dumnezeu. Când vorbește despre rugăciune, primul lucru care începe să-l abordeze în legătură cu rugăciunea este vestimentația. Un om bărbaților poate este mai greu să înțelegem lucrul ăsta, mai ales la cei necăsătoriți și mai greu de tot este să înțeleagă când este vorba de ce așa multă importanță s-ar da la vestimentație. Că unii sunt care cu săptămânile ies din casă de noi și nici măcar nu se peată. Așa mai trebuie la unii care mai merg la școală, la gimnaziu, mai trebuie să mai așezăm până în cap dimineața când pleacă de acasă. Dar nu tot așa este în cazul femeilor. Vestimentația este importantă. Și este importantă pentru că spune multe lucruri despre femeie, vestimentația. Este ceva care are o nemijlocită tangență cu caracterul femeii. Și el aici spune așa. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate din chip cuvincios, cu rușine și sfială. Nu cu pletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. În versetul acesta nou este pregătindu-mă pentru predica asta, de fapt orice predicator care se pregătește pentru predică, trebuie să fac o traducere din limba greacă a textului, să meargă cu textul grecesc. Și vreau să spun că asta este așa cum ai privit la televizor în limba, ai privit alb-negru și când mai treci odată cu textul ăla din limba greacă, parcă deodată ia, totul ia culoare. Acolo sunt multe lucruri interesante, care niciun traducător, cel mai bun, Cornilescu este una din cele mai bune traduceri din lume, dar nicio traducere nu poate reda tot sensul care este acolo în limba greacă. Și iată, aici am descoperit că, de fapt, cuvântul haine, versetul ăsta, este de două ori. În limba greacă este folosit de două ori cuvântul haine. Noi versetul nou l-avem numai o dată. Acolo unde spune să se îmbrace, acolo spune femeile, de asemenea, să aibă haine, să poarte haine. Asta înseamnă să se îmbrace, a tradus aici Cornilescu. Dar sunt două cuvinte pentru haine. Grecii au două cuvinte total diferite pentru haine. Unul spune catastole și altul spune himatismă. Catastole înseamnă haine decente. Haine decente. Există haine decente. Pe când himatismă înseamnă haine scumpe, haine pompoase, haine foarte scumpe. Asta înseamnă. Sunt puse în contrast în acolo. Și aici zice, vreau doar ca femeile să se îmbrace în chip cuvincios, cu rușine și sfială. Bine a tradus Cornilescu aici, când a zis să se îmbrace în chip cuvincios, haine decente. Haine decente, în chip cuvincios, dar el mai zice aici cu rușine și sfială, lucru care este de altfel și în text. Și acolo unde e tradus cu rușine, este cuvântul aidus, care înseamnă, grecește aidus, care înseamnă rușine, dar înseamnă nu numai rușine. Înseamnă respect. Înseamnă reverență, înseamnă de asemenea modestie. Asta înseamnă. A descris haine, deci hainele astea, ele exprimă atitudinii care o are un om. Hainele pot exprima respect față de cei cu care ești, hainele pot exprima reverență la adresa lui Dumnezeu, hainele pot exprima modestie, hainele pot exprima și rușine. Și cred că mai ales aici se referă și la aspectul ăsta care ține de a trezi poftele sexuale, la aspectul sexual al hainelor. Dacă înainte nu vedeai astfel de lucruri, sau oamenii care au trăit 50-60 de ani înainte, ziceau, nu, era rar, erau astfel de lucruri, să apară, să deranjeze cineva. Astăzi nu mai este felul ăsta. Astăzi lucrurile foarte tare s-au schimbat. Și iată aici unul din lucrurile care înseamnă rușine și sfială, sau modestia asta care înseamnă, înseamnă și respect. Vedeți că după felul cum se îmbracă haine, pot să o tratez cu respect. Când vine o profesoară în fața elevilor, poate să fie tratată cu respect după felul cum s-a îmbrăcat. Sau poate să trezească fel de fel de gânduri în capul elevilor care sunt acolo, după felul cum s-a îmbrăcat ea. Hainele foarte determină undeva și atitudinea care o să aibă cineva față de tine. Iată aici spune femeile să atragă atenția la aspectul ăsta a hainelor, să se îmbrace în așa fel încât
prin hainele lor să nu provoace nici dispreț, nici să nu trezească unele dorințe care n-ar trebui să le trezească dorințele acelea, dar în același timp hainele trebuie să reflecte și reverență la adresa lui Dumnezeu, să reflecte și respect față de oamenii pe care, la care merge. Să vă zic că acum mai este o altă modă, când nu neapărat se îmbracă așa ca să trezească poftele sexuale, dar se îmbracă așa în care noi mai popular zicem ca haimanele, da? Că chiar nu știu cum. Adică ce ai găsit, asta pui peste tine și asta e tot, așa ieși de casă. E, în fiecare context unde mergi, fă așa ca haina ta să arate și respect față de ceilalți. Bine, este un context unde mergi la odihnă, mergi la tabără, mergi nu știu cum, o călătorie se face, este un context, te îmbraci într-un fel, dar este un alt context, este la biserică, ai venit într-un alt context. La lecții, la școală, mergi într-un alt context. Oriunde n-ai mergi, mergi. Este contextul diferit, practic, potrivit cu contextul. Așa încât hainele tale să reflecte cuviință, bună cuviință, așa spune aici. Femeile să fie îmbrăcate în tip cuviincios. Cuviincios înseamnă potrivit cu contextul în care merg. Potrivit cu contextul în care merg. Și hainele astea să reflecte și modestie, și reverență față de Dumnezeu, dar și respect față de oameni. Spune în continuare, zice, femeile să se îmbrace, nu cum, să se roage nu cu pletituri de păr, nu cu aur, nici cu bărgăretare, nici cu haine scumpe. Iată, deja vorbește al doilea cuvânt acolo care am zis, schematismul, care este hainele acestea scumpe, pompoase, foarte, foarte scumpe. La unii oameni hainele devin cult și nu vrea Dumnezeu ca hainele să devină cult. Unii oameni sunt gata toată viața să trăiască numai pe cartofi și pe fasole, numai... Ei mănâncă foarte prost, sănătatea e foarte rea, nu-și permit nimic altceva, numai ca să aibă niște haine grozave, haine care, și de multe ori, hainele persoanei nu se potrivesc cu, nici cu statutul, nici cu starea lui, nici cu tot ce este. Hainele au devenit un cult. Hainele au devenit un cult, dar chiar și la cei care au posibilitatea să aibă haine, din moment ce au făcut din haine un cult, nu este bine, nu vrea Dumnezeu asta, nu se potrivește cu noi ca și copii ai lui. Bine, nici nu putem să-i judecăm pe cineva care se îmbracă în haine. Vom ajunge și vom mai vedea asta așa. La unii în poziția de cer să prezinte în anumite haine. Sunt unii oameni care sunt în poziții înalte în astea, care le cere poziția să se prezinte cumva într-un fel. Dar, totuși vă zic, este o bună cuviință și în privința asta. Trebuie să vedem, să fie potrivit cu bună cuviință. Și... Clar, versetul ăsta nou vorbește despre lucruri care sunt exagerări. Și exagerările acestea pot deveni cultul ăsta, pot deveni... și noi trăim într-o lume în care cultul frumuseții exterioare este promovat la nu se mai poate la cât. Are un loc și asta, frumuseția exterioară, că așa le-a creat Dumnezeu pe femei, că ele trebuie să se împodobească. Și Biblia spune să se împodobească. Azi vom vedea mai departe. Trebuie femeile să se împodobească, vom vedea și ce fel de podoabe trebuie să se împodobească, dar atunci când din podoaba asta exterioară s-a făcut cult și când asta este cult, așa încât toate lucrurile, toate discuțiile se dau numai la asta, nu este un lucru plăcut lui Dumnezeu și nu vrea Dumnezeu ca o femeie evlavioasă să fie preocupată de exteriorul ei mai mult decât ceea ce este în inima ei și mai mult decât de relația cu Dumnezeu. Pentru că iată, de fapt, următorul cuvânt am spus acolo, cuvântul acesta care a fost tradus tot în nou, mă opresc aici, este rușine, dar mai este un cuvânt care a fost tradus sfială. Și cuvântul ăsta se întâlnește de două ori. Este același cuvânt care în versetul 15 a fost tradus stăruiesc, exact. Totuși, ea va fi mântuită prin naștere de fii dacă stăruiește cu smerenie, în credință, în dragul și sfințenie. Nu, cuvântul smerenie, așa. Deci cuvântul ăsta smerenie aici a fost tradus sfial. Este același cuvânt grecesc, care în greacă sună sofrosunes. Și poate fi tradus în foarte multe sensuri largi. Zice rușine, sfială, aici se referă la îmbrăcăminte. Să fie îmbrăcată cu rușine, cu sfială, dar în același timp poate fi tradus cuvântul ăsta bun simț. Femeia să fie îmbrăcată cu bun simț. Prudență mai este tradus aici, înfrânare sau bine gândit. Ceva care bine ai gândit, te-ai gândit bine când te-ai îmbrăcat în felul următor și te-ai gândit care vor fi rezultatele, care vor fi consecințele la
nu consecință, poate prea multe, dar pot fi și consecință la anumite haine, exact. Dar care va fi efectul la îmbrăcămintea care ai pus-o pe tine ieșind din casă? În continuare, următorul verset zice așa. Femeile zice să se roage îmbrăcat în chip cuvincios, rușin și sfială, și apoi 10 zice nu, după ce a spus nu, cum să nu se îmbrace, nu cu împletituri de păr, nu cu aur, nu cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, zice, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Aici, în limba greacă, acolo este un sens care zice că promit frică de Dumnezeu prin fapte bune. Femeile acestea, prin exteriorul lor, promit sau cu alte cuvinte comunică, transmit un mesaj că femeile acestea sunt femei care dau dovadă de frică de Dumnezeu și o dovedesc asta prin faptele bune prin care le fac ele. Deci asta trebuie să fie podoaba femeilor evlavioase. Podoaba lor să fie faptele bune pe care le fac. La 1 Petru, capitolul 3, versetele de la 1 până la 6, e foarte interesant că același subiect este abordat și iarăși ele merg în conexie. Relația femeii cu soțul ei și relația, felul cum se poate, hainele ei. Și iată aici spune așa. Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Stați, ce știți cu 4, 3. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor. Când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere, podoama voastră, vedeți, v-am zis, că Dumnezeu le zice femeilor să se împodobească. Dar zice, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de sculii de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția neperitoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor. Ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea Domnul ei, fiicele ei v-ați făcut voi dacă faceți binele, fără să vă temeți de ceva. Iar abordează subiectul ăsta a podoabei, dar iar îl abordează în contextul relației cu soțul, în contextul relației cu Dumnezeu și începe de la femeile care au bărbați necredincioși. Spune să fie supuse bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă, deci tot așa să fie atitudinea și față de bărbații necredincioși. Dacă unii nu ascultă, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. Tocmai purtarea aceasta, bună, plăcută, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu, purtarea aceasta face ca să-i câștige și pe bărbații necredincioși. Nu înseamnă că trebuie să-ți dai toată vina, să-ți asumi toată vina atunci când ai un bărbat care nici cum nu se pocăiește din moment și așa este el în om. Un om care nu primește nimic. Sunt așa unii oameni care nu-i poate schimba nimic, care sunt atât de încăpățânați și atât de că nu vrea, nu vor nimic să primească. Însă, fii sigură că ți-ai făcut tu toată partea și ai făcut tot ceea ce ține de tine. Aici mai spune așa. Podoaba voastră să nu fie podoabă de afară care stă în împletitura părului, dar spune că o podoabă de neprețuită femeii este omul ascuns al inimii, care stă în curățenie peritoarea unui duh blând și liniștit. Asta este de mare preț înaintea lui Dumnezeu, dar podoaba asta este de mare preț și înaintea soțului și înaintea celorlalți oameni, un duh blând și liniștit, un duh care primește lucrurile așa cum sunt, cum trebuie să le primească. Spune aici că așa se împodobeau odinioară sfintele femei care nădăjdeau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor și ne-o dă de exemplu pe Sara. Ea asculta de Avram și îl numea Domnul ei. Felul cum se raporta ea la ea, felul cum îl numea, deja arată o atitudine frumoasă, o atitudine de respect pe care o avea la adresa soțului ei. La Proverbe, capitolul 31, aici sunt niște învățături pe care o mamă de împărat le dă fiului ei. Împăratul este Lemuel și învățăturile le dă mama sa. Și iată de la versetul 10, mama îi spune așa.
Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarea. Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venit. Ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții ei. Vedeți, aici vorbește despre niște podoabe, podoabe ale omului din lăuntru. Spune aici să nu punem așa mare accent pe podoabele din afară, dar sunt niște podoabe ale omului din lăuntru și tocmai prezintă podoabele acestei femei ale omului din lăuntru. Ea este cinstită. O femeie cinstită în relația cu soțul ei. Alt lucru zice, bărbatul ei se încrede în ea, este femeie credincioasă, femeie care e credincioasă în toate lucrurile lui și aici nu merge vorba numai ceea ce ține de relații, de fidelitate, dar în tot ceea ce ține de administrarea gospodăriei, de a face lucrurile, o femeie credincioasă. Mai spune aici că ea îi face bine, femeie bună, bunătate, are bunătate și îi face bine în toate zilele vieții ei. În continuare zice, ea face rost de lână și de in și lucrează cu mâini harnice. Este ca o corabie de negoz, de departe și aduce pâinea. Și descrie foarte mult cum își îngrijește ea casa. Ca așa spune femeile, să îngrijească de treburile casei, să aranjeze casa, să-și administreze bine lucrurile casei. Ia uitați cum face femeia aceasta. Ea se scoală când este încă noapte. Când te scoli tu? Ea se scoală când este încă noapte și dă hrană casei sale. Copiii tăi pleacă la școală și tu încă dorm. Este un obicei asta. Când te scoli tu? Este normal să te scoli, să-ți petreci copiii la școală, să-i petreci bine, să fie bine. Ea zice și împarte lucruri de peste zi slujnicilor sale. A administrat înseamnă împărțirea responsabilității. Bine, noi nu suntem slujnici în cazul nostru, dar avem și noi. Sunt copii, sunt care trebuie să aibă toți responsabilitatea în casă. Zice femeia asta, își împarte lucrurile peste zi slujnicilor sale. Se gândește la o nogoră, își face un plan și îl cumpără. Din rodul muncii ei se dește o vie. Ea își încinge mijlocul cu putere și își oțelește brațele. Vede că munca merge bine, lumina ei nu se stinge noapte. S-a sculat este dimineață, lumina ei nu se stinge noapte. Ea bine își face lucrurile, ceea ce ține de responsabilitățile în casa ei și le face foarte bine. Ea pune mâna pe furcă și degetele ei țin fusul. Ea își întinde mâna către cel nenorocit, nu este indiferentă față de cel nenorocit, își întinde mâna, își întinde brațul către cel lipsit. Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărămiziu. Cărămiziu, un material scump, tare, deci bine, foarte bine și îngrijește lucrurile, ea produce, face, administrează în așa fel încât lucrurile merg bine în casa ei. Și acum, ia uitați că vorbește și despre hainele ei. Zice, ea își face veritori, are haine de in subțire și purpură. Inul subțire era material din care făceau haine preoțești, știți, din care făceau haine împărații. Purpura este un material împărătesc. Purpura, pentru a face purpura, trebuiau să scoate niște scoici de la foarte mare adâncime din mare. Scoteau scoicile acestea, extrageau din ele un colorant și din colorantul ăsta făceau purpura. Era un material foarte scump. De altfel, în pilda aceea, nu pilda, în cazul cu Lazar și bogatul, ca să arate cât de bogat era omul, celălalt spune fiecare ce se îmbrăca în porfir. Porfira este purpura. Iată, spune femeia aceasta, are haine de porfiră. Parcă ar veni contradicții cu ceea ce am văzut noi în textul de la 1 Timotei. La 1 Timotei spune nu cu haine scumpe. Pe când aici vedem femeia asta zice are haine scumpe. Femeia asta, ea bine își administrează casa, ea este o femeie harnică, hainele ei se potrivesc cu ea. Hainele se potrivesc cu ea pentru că ea este o femeie harnică. O femeie harnică își administrează bine casa, toate lucrurile merg bine. Mai mult în continuare spune, bărbatul este bine văzut la porți când șade cu bătrânii țării. Ea face cămăși și levine și dă cingători negustorului. Ea este îmbrăcată cu tărie și slavă și râde de ziua de mâine, în sens că nu se teme de nenorociri care ar putea să-i vină în ziua de mâine. Ea face tot ce poate face pentru ca ziua de mâine să nu-i fie o zi rea. Că este adevărat, Biblia ne învață să nu ne îngrijorăm de ziua de mâine, dar atunci când nu faci nimic, nu întreprinzi nimic.
și îți faci așa, visuri goale, că va fi totul bine, va fi totul bine și tu nu întreprinzi nimic. Nici așa nu te învață Biblia. Biblia zice, ajunge zilei necazul ei. Ziua de azi are un necaz pe care trebuie să-l faci. Ai o sarcină, ai o povară pe care trebuie să o deplinești în ziua de azi, în loc să te îngrijorezi de ziua de mâine. Fă-ți partea care trebuie să o faci azi, să nu te îngrijorezi pentru ziua de mâine. Mai zice aici așa, ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Ea vechează asupra celor ce se petrec în casa ei. Și atunci când lucrurile se întâmplă în casa ei și când trebuie să spună o vorbă, spune o vorbă înțeleaptă. Spune o vorbă care zidește casa și nu o vorbă care dărâmă relații, care dărâmă casa, care, nu știu, dărâmă viitorul copilului sau nu știu ce. Fiii ei se scoală și o numesc fericită. Bărbatul ei se scoală și îi aduce laude zicând, multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Dezmerdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi laudată. Răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei să o laude la porțile cetății. La porțile cetății era așa ca cum ar fi parlamentul, cum ar fi primăria. La porțile cetății se făcea adunarea publică. Se făcea adunarea publică într-o cetate și acolo la porțile cetății se luau cele mai importante decizii. Acolo, la porțile cetății, se discutau lucrurile cele mai importante, cei mai înțelepți, oamenii ai cetății, bătrânii cetății, veneau acolo la porțile cetății și discutau lucrurile importante. Așa că aici spune, femeia asta este una din cele care ajunge să fie lăudată la porțile cetății. Să fie recunoscută vrednicia ei de cei mai mari oameni ai cetății. Din toată societatea vede și recunoaște vrednicia unei astfel de femei. Pentru că așa este purtarea ei. Următorul lucru care spune despre o podoabă foarte importantă a femeii, despre care a vorbit și la 1 Petru și în orice alt text din Biblie unde s-a vorbit despre femei, se vorbește despre supunere. Supunere care este una din cele mai importante podoabe. Iată aici, la 1 Timotei zice așa, femeia să învețe în tăcere, cu toată supunerea. Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere. Și aici am avea întrebarea, înseamnă că femeile nu au dreptul să deschidă gura, nici să se roage în biserică, nici să învețe așa. În jurul la versetul ăsta este foarte multă discuție. Și chiar vreau să trecem încetişor prin câteva texte ca să vedem ce spune aici. Dar în primul rând spune că ea trebuie să primească învățătură în supunere. Sunt oameni care au un duh învățabil, care vor să învețe. Atunci când sunt învățați, ei primesc învățătura și vor să o aplice. Dar sunt unii oameni care atunci când sunt învățați, gândul lor nu este să învețe. În mintea lui nu este cum ar putea să învețe și să aplice și să înțeleagă. Nu-și pune mintea la contribuții să înțeleagă ceea ce este învățat. Dar tot în mintea lui este cum ar putea să aducă un argument ceva care să se împotrivească. Ceva care să mai pună niște piedici la învățătura aceea. Ceva care n-ar merge chiar. Ceva care să o ia pe contra, să o ia pe direcție opusă. Nu așa cum merge. Iată, așa spune aici. Femeia să primească, și vreau să vă zic, nu numai la femeie, la toți noi, Dumnezeu ne vrea pe toți noi să avem un duh învățabil, să primim învățătura așa cum este, să primim învățătura cu supunere. Și aici când zice femeia să învețe în tăcere, este un cuvânt grecesc, care nu înseamnă neapărat cum muțenie, nu înseamnă muțenie, înseamnă liniște, o atmosferă liniștită. Iată o discuție, poți să o duci într-o atmosferă liniștită și poți să o duci într-o atmosferă de ceartă, într-o atmosferă de... Iată aici vorbește despre o atmosferă liniștită. Deci atunci când îi se dă învățătură, să primească învățătura asta într-o atmosferă liniștită. Nu te-a se opune, nu te-a primi, nu te-a crede că e așa deșteaptă încât nu mai poate nimeni să-i mai spună nimic. Deci nici de la soț nu mai primește, nici de la păstor nu mai primește, nici de la nimeni nu mai primește nimic. Cum poți să ajuți așa o persoană. Nu mai poți ajuta nicicum. Nicicum. Și lucrul ăsta, vă zic, este rău atât pentru femei, cât și pentru bărbați în aceeași măsură. Apoi, iată aici unde este tradus în limba română, în Biblia noastră, e scris să nu se ridice mai presus de bărbat, este un cuvânt greșesc tare interesant. Autentein, așa e cuvântul ăsta, toată fraza asta, să nu se ridice mai presus, este cuvântul acesta și înseamnă, este un cuvânt care descrie pe cineva care conduce autocratic, care acționează cu autoritate proprie, autoritate care și-o luat-o de la
la el, nu a primit-o de la nimeni. Deci cineva, el singur, și-a asumat el lui autoritate și cu autoritatea asta acționează și nu ține socoteală de nimeni altcineva, nu mai ține socoteală de nimeni și de nimic. Iată, astfel de, cu cuvântul ăsta erau descriși tiranii care stăpâneau cu tiranii, care stăpâneau absolut, guvernează și exercită dominații asupra altora. Dar inclusiv termenul ăsta era folosit și pentru cuvântul ăsta îi descria și pe cei care ucid cu mâinile lor. Ucid cu mâinile lor, ori pe alții, ori pe sine. Iată aici spune să nu se ridice mai presus din bărbat, înseamnă să nu-și asume autoritate care nu i-a fost dată. Așa a mânduit Dumnezeu în lumea aceasta. Dumnezeu a hotărât să ne naștem bărbați și femei, sau nu? El a hotărât. N-am ales noi. Dumnezeu a hotărât și Dumnezeu ne-a dat autoritate. Și nu credeți că bărbatul este lipsit de autoritate. Dumnezeu a pus pentru bărbat să aibă autoritatea asupra lor și capul lor este Hristos. Toți noi în lumea aceasta suntem sub anumită autoritate față de care trebuie să ne supunem. Pentru femei Dumnezeu a rânduit și pentru ele, încă să fiind în căsătorie, a rânduit autoritatea sub care trebuie să se afle ele, este soțul lor. Și iată aici, tocmai într-un context de asta spune, femeia să înveți în tăcere, cu toată supunerea, adică fără o atitudine de asta certăreață, de a te certa, de a veni contra, de a spune altceva, de a nu primi, de a veni cu argumentele tale, de a face ceva numai să nu primești învățătura care ți este dată, de a te socoti mai deștept decât oricine care te învață. Spune aici, femeii nu dau voi să înveți pe alții, nici să se ridice mai presus de bărbat, tocmai în contextul ăsta. Dar spuneți voi ce ar putea să înveți o femeie care nu se supune autorității soțului ei. Ce lucruri ar putea să înveți? Ce ar învăța ceilalți care văd o astfel de atitudine? Dar ce poate să învețe cineva de la un bărbat care nu se supune autorității Domnului Iisus Hristos? Ce poți învăța de la un astfel de om? Nimic altceva decât lucruri rele. Aici dă niște argumente. Spune despre Avram, spune pentru, despre Adam, spune pentru că Adam și dă două argumente. Întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva. Deci de ce femeia trebuie să învețe în tăcere și să fie supusă? Pentru că întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva. Cu alte cuvinte, Dumnezeu i-a dat întâietate. Nu înseamnă că noi suntem, avem valoare diferită. Și nu înseamnă că pentru că suntem bărbați, suntem cu valoare mai mare. Așa a rânduit Dumnezeu o ierarhie în familie. Așa a pus Dumnezeu o rânduială. Și zice pe bărbat la creată, okay? Și apoi pe femeie. Dar apoi spune, nu Adam a amăgit, ci femeia fiind amăgită s-a făcut vinovată de calcarea poruncii. Și va obiecta cineva, inclusiv eu când am citit textul ăsta, a venit cu obiecția. Dar cum Adam n-a fost amăgit? Ci numai femeia a fost amăgit? Adam tot a fost amăgit. Dar am stat apoi și m-am gândit cum a fost amăgitul ăsta. Adam, de fapt, a fost amăgit prin femeie. Adam a fost convins prin femeie. Și undeva spune lucrurile astea pentru că avem noi bărbații tentația, au bărbații tentația să cedeze la presiune. Cedeze la presiune. Și acolo unde ar trebui să stea tare pe ceva care este nu, cedează. Unde este ceva la care ar trebui să zică nu, nu, categoric. Ceva care cedează. Ceva când este vorba de anumite decizii care trebuie să luate și știi corect că asta este decizia care trebuie să o iei. Dar sub atâtea presiuni, sau pentru că nu mai vrei ceartă, sau pentru că nu mai vrei nu știu ce, sau pentru că ești sătul de atâta, zici. Cedezi. Iată, tocmai într-un context de asta. Când te porți așa, când îl faci pe soțul tău să cedeze în fața hotărârilor înțelepte pe care trebuie să le ia, pentru că ai învățat să pui presiune și pui presiune și chiar dacă zici că nu e adevărat în viața ta proverbul ăsta că bărbatul e capul și femeia e gâtul, gâtul înseamnă că decide ea ce face capul. Asta înseamnă. Proverbul ăsta înseamnă că gâtul va decide ce o să facă capul. O fi bărbatul capul, dar gâtul o să întoarcă încotro o să vrei. Deci, tocmai într-un context de asta, nu este bun. Când pui presiune și nu ai o atitudine de supunere, și atunci când soțul a luat o hotărâre, dar tu numai decât contești hotărârea lui și hotărârea lui va fi dată peste cap și nu știu, cu toate chestii, o hotărâre bună, o hotărâre care trebuie să o ia. Nu. Tot până la urmă trebuie să fie cum ai zis tu, nu cum zice soțul. Cum ai zis tu? Și până la urmă vei face în fel și chip că tot, ori cu convingere, ori cu manipulare, ori cu nu știu ce altceva, dar în cele din urmă trebuie să întâmple tot cum ai dorit. Dacă așa stau lucrurile, nu este bine. Nu este o atitudine pe care vrea Dumnezeu. Nu este. Nu-i plăcutul lui Dumnezeu astfel de atitudine. Și atunci să nu te aștepți să-ți fie ascultată rugăciunea. La 1 Corinteni, capitolul 14, versetele de la 34
Până la 36 scrie așa. Femeile sunt tacă în adunare, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice și legea. Dacă voiesc să capete învățătura asupra unui lucru, să întrebe de bărbații lor acasă, căci este rușine pentru o femeie să vorbească în biserică. Ce de la voi a pornit cuvântul lui Dumnezeu sau numai până la voi a ajuns el cu alte cuvinte, ce faceți voi regulile voastre corintenilor care nu se mai potrivesc cu regulile întregii biserici a Domnului. Nu merge așa. În Corint era o situație aparte. În Corint oricui îi trăsnea prin cap, scula și începea el să vorbească. În Corint problema asta cu vorbitul limbi, care a creat o dezordine și un dezastru în biserică cum nu s-a mai pomenit. Și atunci, tocmai abordând întrebarea asta, când nu mai era nicio rânduială în biserică, atunci Pavel zice, asta mai lipsește, că nu-i destul că bărbații să scoale. Și la bărbați, apropo, aici le este scris și bărbații nu se tacă în biserică, iau la versetul 28. Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai câte doi sau cel mult trei, fiecare la rând, în rânduială, și unul se tălmăcească. Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în biserică și să vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu. Și apoi versetul 30 zice așa. Și dacă este făcut o descoperire uneia care șa de jos, cel de întâi să tacă. Deci mai spune aici și la bărbați să tacă, nu numai la femei le zice să tacă. Să tacă, trebuie să fie o rânduială. Dar cât privește la femei, v-am zis, mai trebuia să mai fie și asta încă. În tot dezastrul acela care era în biserică, să mai ridicăm și femeile și să mai creeze încă și mai mult. Și mai mult dezastru. Nu. Zice, să fie o rânduială, vorbesc pe rând frumușel în biserică, nu creează nimeni niciun fel de rânduială, iar dacă femeile au anumite întrebări, se întrebe pe soții lor acasă să le răspundă. Nu așa, în plină biserică, scoală oricine și începe a vorbi cum o vrea el. La Tit însă, nu, dar chiar la 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 5, vezi că cineva, în baza la aceste două texte, din 1 Timotei și din Corinteni, și-a făcut concluzia că categoric femeilor li este interzis să învețe. Și nu este o concluzie dreaptă. Da, categoric li este interzis să învețe femeilor care nu sunt supuse soților lor. Categoric. Categoric li este interzis bărbaților să învețe care nu sunt supuși Domnului Iisus Hristos. Care nu a dat o dovadă de supunere. Categoric. Și Pavel a vorbit mai mult să le închidă gura bărbaților decât femeilor. Dacă știți atent, o să vedeți la cât s-o zis să se închidă gura. Să se închidă gura, să nu vorbească, să tacă, că n-au ce vorbească de oameni. Însă, în baza la aceste două texte, cineva și-a făcut concluzia că femeile categoric nu trebuie, n-au dreptul să învețe. Dar ia uitați-vă, tot același Pavel, la 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 5, el vorbește aici despre rânduiala care a pus-o Hristos în biserică. Și aici zice așa, dacă o femeie, din potrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit, își necinstește capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă. Vorbește despre învelitoarea aceasta, acoperirea capului, care de altfel nu era altceva decât o expresie a supunerii. Expresia supunerii față de autoritatea sub care a pus-o Dumnezeu pe femeia respectivă. Și aici spune despre femeie care se roagă sau prorocește. Vreau să vă zic că a proroci nu înseamnă neapărat a vesti viitorul. A proroci înseamnă a transmite cuvintele lui Dumnezeu. Într-un sens, eu prorocesc acum. Eu transmit cuvintele lui Dumnezeu ceea ce fac. Acum vorbește aici, Pavel vorbește despre femei care se roagă și prorocesc ca despre un fapt care există, ceva care există, care el este de acord, care nu pune la semn întrebări în lucrul ăsta. Biblia ne vorbește și despre alte femei, vom mai vedea că, iată la Tit, la epistola lui Tit, la capitolul 2, de la versetul 3 până la 5, spune așa, spune că femeile în vârstă trebuie să aibă purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine, să învețe pe femeile mai tinere, să-și iubească bărbații și copiii, să fie cumpătate, cu viața curată, să-și vadă de treburile casei și să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Apostolul Pavel ar fi fost categoric împotriva la aceea ca femeile vreodată să învețe ceva pe cineva de cuvântul lui Dumnezeu, n-ar mai fi lăsat locul ăsta. A fost un context anume și în anumite împrejurări nu se califică nici femeile și, cum v-am zis, nici bărbații care nu se supun lui Hristos.
care nu se supune autorității bărbaților și o femeie care nu se supune autorității soțului ei, o astfel de femeie nu se supune autorității lui Hristos, o știi bine. Să știi bine astfel de femeie. Și nu se califică pentru a învăța. Însă aici spune, femeile maturi, femeile în vârstă, trebuie să aibă purtare cuvincioasă și apoi zice să învețe pe alții ce este bine, chiar le dă un îndemn femeilor în vârstă. Ele trebuie să învețe pe alții ce este bine, să le învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii și așa mai departe. Toate aceste lucruri să le învețe. Deci nu putem să ne socotim lucrurile acestea din Scripturi. Așa cum le-a spus Pavel acolo femeilor să nu învețe, tot aici le-a spus să învețe. Dar trebuie să se califice pentru a învăța. O întrebare care ne apare aici este cum mântuită poate fi femeia prin naștere de fii? Oare nu învață toată Biblia că mântuirea noastră este numai prin credință în Domnul Iisus Hristos? Oare nu așa ne învață Scriptura? Și că nu există o altă posibilitate ca cineva să fie mântuit? Cum scrie aici că femeia va fi mântuită prin naștere de fii? Vreau să vă zic cuvântul acesta, mântuire, este cuvântul salvat. Salvat înseamnă. Mântuire înseamnă salvare și nu înseamnă neapărat mântuire de pedeapsă veșnică. Asta e sensul central al cuvântului mântuire în Biblie. Mântuire înseamnă mântuire de mânia lui Dumnezeu, salvare de la mânia lui Dumnezeu, salvare de la pedeapsa veșnică. Dar cuvântul acesta mai înseamnă și salvare, poate fi în dependență de context, poate fi salvare de la multe alte lucruri. Nu putem în baza acestui text să spunem că femeia va fi mântuită de pedeapsa veșnică prin nașterea de fii. Atunci ar însemna că ce? Femeile care nu au născut copii, ele nu vor fi mântuite. Nici de cum. Nu este o învățătură biblică. Categoric nu. Însă tot textul acesta ne ajută să înțelegem. Pentru că ne ajută să înțelegem contextul de acolo. Iată în contextul bisericii din Efes, că Efesenilor ne-a fost scrisă epistola aceasta către Timotei. Timotei era în Efes slujat. Și iată acolo, el zice că era o astfel de problemă în biserică. Erau văduve multe. Văduve multe care, într-un fel, nu mai erau sub autoritatea unui bărbat. Așa? Nu mai erau autoritatea. Erau sub autoritatea bisericii, trebuiau să fie, da? Și iată aici, Pavel dă niște îndemnuri, el zice că trebuie să fie făcut în biserică o listă a văduvelor. Și apoi scrie așa, o văduvă, de la versetul 9 citesc. Zice, o văduvă, ca să fie scris în lista văduvelor, lista văduvelor era pentru ca să se îngrijească biserica de femei care chiar nu mai aveau pe nimeni. Femei care au trecut de 60 de ani, nu mai aveau pe nimeni, trebuia biserica să se îngrijească de femeile astea. Și nu numai pentru că au 60 de ani, dar pentru că au slujit bisericii. Cele care n-au slujit bisericii să nu pretindă îngrijirile de la biserică. La biserică, cele care nu mai s-au îngrijit și ele de alții, au slujit bisericii. Și iată spune așa, o văduvă, ca să fie înscris în lista văduvelor, trebuie să n-aibă mai puțin de 60 de ani. Să nu fie avut decât un singur bărbat, să fie cunoscută pentru faptele ei bune, să fi crescut copii, să fi fost primitoare de oaspeți, să fi spălat picioarele sfinților, să fi ajutat pe cei nenorociți, să fi dat ajutor la orice faptă bună. Da, pe văduvele tinere să nu le primești în lista aceasta. Unele văduve tinere ar vrea să se strecoare în lista aceasta ca să aibă un suport de la biserică, să aibă întreținere de la biserică. Zice, nu. Pentru că atunci când le desparte pofta de Hristos, ele vor să se mărite din nou. Și nu este un lucru rău că vor să se mărite, zice. Dar, zice, totodată, femeile astea, ele se fac vinovate de faptul că își calcă credința de întâi. Inițial au zis că ele vor să rămână văduve să slujească pe Dumnezeu. Pe când acum s-au înscris în lista asta, deja toată lumea știe că ele s-au înscris în lista asta și ele trec înapoi, schimbă părerea. Au văzut un bărbat, s-au îndrăgostit, sau nu știu ce împrejură, atunci ele vor să căsătorească. Zice, nu, să nu le primești, nu trebuie să le expun. În primul rând, nu trebuie să facă astfel de promisiuni. Nu trebuie să facă astfel de promisiuni, că el nu s-or căsători niciodată. Nu le cere nimeni și nu, nici măcar nu accepta ca ele să facă promisiunea asta. Dar spune așa, totodată vorbește despre văduvele astea tine. Ele se deprind să umble fără nicio treabă, din casă în casă. Și numai văduvele oare unul sau mai unul și altcineva așa. Zice, umblă fără nicio treabă din casă în casă și nu numai că sunt leneșe, dar mai sunt și limbute și iscoditoare. Și spune aici că vorbesc ce nu trebuie vorbit. Vorbesc lucruri care nu trebuie vorbit.
Vreau, dar, ca văduvile tinere, în loc să facă așa, să umble din casă în casă, să fie leneșe și scoditoare și așa mai departe, zice, eu vreau ca ele să se mărite și să aibă copii. Să fie gospodine la casa lor, ca să nu dea potrivnicului niciun prilej de ocară, căci unele s-au și întors să urmeze pe satan. Deci cum femeile acestea, cum copiii le salvează pe ele? Dacă au copii, își caută de treburile casă, așa? Au copii, își caută de treburile casă, își caută de responsabilitățile pe care le au ei. Dacă nu au copii, uite așa, îmblă tot limbutii și scăditoare. Limbutii, vorbesc ceea ce nu trebuie vorbit. Pornesc discuții care nu trebuie pornit. Sunt discuții care nu trebuie niciodată pornit. Sunt discuții care provoacă. Îi provoacă pe oameni la gândurile, îi provoacă la bârf, așa în biserică, la alte lucruri care nu trebuie să fie provocate. Spune aici, femeile care sunt înțelepte, ele le învață pe alte femei lucruri bune, învață pe alți oameni lucruri bune. Pe când alte femei care nu sunt înțelepte, sunt limbute, iscoditoare, leneșe, în loc să-și caute de treburile lor, ele iată așa, mai merg la una, mai merg la alta. Și pornesc discuții care nu trebuie să existe, discuțiile astea. Deci ca să nu fie așa, de asta spune, mai bine femeile astea să fie căsătorite, să aibă copii, să stea la casa lor și să îngrijească de copii și să-și crească bine copiii. Iată așa, copiii în sensul ăsta le salvează de la anumite lucruri. Și vreau să spun că atunci când ai copii, atunci începi mai puțin să te gândești la tine, începi să te mai gândești la alții, începi să te gândești la ei, devii preocupat de ei, ai mai bine începi să-ți administrezi timpul și averele și tot ce, toate lucrurile care le ai, pentru că trebuie să te îngrijești și de alții. Acum, un îndemn pe care vreau să-l dau și pe care îl voi întări cu un ultim text din Scriptură, este Romani, capitolul 16. Și un îndemn acesta pe care vreau să-l dau este ca să ne ferim de dezbinări. În lumea asta necredincioasă este așa parcă bărbații și femeile s-au împărțit în două tabere. Femeile nu știu de ce s-o văd pe toți bărbații proști și răi și nesimțiți și nu știu cum. Ca să nu mai vorbesc ca unul uneori și în biserică așa, vorbesc, aaa, băieți ăștia pe biserică sau așa, lucru care n-ar trebui să fie nicicum. Uneori, de partea cealaltă bărbați, așa, toate sunt așa, toate sunt prost, toate sunt lucruri care nu trebuie să fie, nu trebuie, nu așa au intenționat Dumnezeu. Uite, vezi, Dumnezeu ne dă învățătură și la bărbați și la femei, cum să ne purtăm frumos înaintea Lui și să ne respectăm unii pe alții. Și vreau să vă zic că Dumnezeu nu vrea ca de partea femeilor să fie nesupunere, pentru că asta creează tensiune în relațiile noastre. Tensiune în relațiile cu Dumnezeu. Dar nici nu vrea ca bărbații să excludă femeile, care este o altă tendință, de a exclude femeile, de a nu le accepta, să lucreze ele de plin în lucrarea lui Hristos. Și în oriunde în lumea asta unde vă veți duce, veți vedea că în biserică sunt mai multe femei. În biserică sunt multe femei care se dedică cu multă dedicare. De exemplu, unul din proverbele care le-am citit aseară era femeile cu vorba, bărbații cu fapta. Și asta și m-am gândit chiar așa. Așa, judecând după cum lucrăm noi în biserica asta, n-aș spune deloc. Proverbul cealaltă nu merge, nu se potrivește deloc. Eu vreau să zic că aici sunt femei care lucrează cu fapta. Așa, din experiența mea de păstor, vreau să vă zic că femeile lucrează cu fapta bine. Bine, când o lucrare ne este încredințată, s-au apucat și fac lucruri și merg înainte și care uneori unii bărbați lasă de așteptat. Unii bărbați spun că fac și postrezi cum fac, sau ceva femeie ce au zis, au plecat și fac. Deci nu sunt chiar bune proverbele acelea. Dar nu-i bună excluderea asta. Pe de o parte, ne poate rupe pe noi ca și trupa lui Hristos, ne poate rupe bărbații de femeie, nesupunerea aceasta a unora din noi, dar și a ne exclude unii pe alții, asta tot ne strică. Iată la Romani, da, uitați-vă ce zice Pavel. Pavel, care a scris cuvintele acestea din 1 Timotei, el spune așa, și eu îți voi număr câte femei sunt aici. Începe în felul ăsta. Vă dau o grijă pe fiile, scrie el Romanilor. Sora noastră, care este diaconița bisericii din Chencrea, o soră creștină noastră, era diaconița bisericii, era lider în biserică. Și nu crezi că era diaconiță și nu avea dreptul să predice cuvântul lui Dumnezeu? Vă asigur eu, predica cuvântul lui Dumnezeu. Acolo, la criteriile care sunt pentru diacon, spune să fie în stare să învețe pe alții. Așa scrie sau nu?
Să fie în stare, învățătura sănătoasă, să învețe pe alții. Deci ea n-a fost ordinată la slujba de diacon așa, fără a avea calitățile astea. Iată ce spune Pavel. Vă dau în grijă pe Fibe, sora noastră, care este diaconița Bisericii din Chencrea. Să o primiți în Domnul într-un chip vrednic de sfinți. Și să o ajutați în orice ar avea trebuință de voi. Căci și ea s-a arătat de ajutor multora și îndeosebi mie. O femeie. Spune-ți sănătate Prescilii, o altă femeie, soția lui Acuila. Erau soț-soții și așa de frumos slujau împreună. Spune-ți sănătate Prescilii și lui Acuila, tovarășii mei de lucru în Hristos, căci și-au pus capul în joc, ambii, și ca să-mi scape viața. Le mulțumesc nu numai eu, dar și toate bisericile ieșite dintre neamuri. Spune sănătate bisericii care se adună în casa lor, oameni care s-au pus cu totul la dispoziția Domnului, familia asta. Spune sănătate lui Epenet, prea iubitul meu, care a fost cel de întâi rod al Asiei pentru Hristos. Spune sănătate Mariei, o altă femeie, care s-a ostenit mult pentru voi. Spune sănătate lui Andronic și lui Iunia, o altă femeie, rudele mele și tovarășii mei de temniță, care sunt cu vas între apostoli. O femeie, Iunia, care era cu vas între apostoli. Foarte înaltă, apreciată și prețuită de apostoli. Ei au venit la Hristos mai înainte de mine, chiar zice Pavel. Apoi, la versetul 12, zice așa. Spuneți sănătate Trifeniei și Trifosei, iar femei, care se ostenesc pentru Domnul. Spuneți sănătate Persidei, prea iubite, care s-au ostenit mult pentru Domnul. Spuneți sănătate lui Ruf, cel ales în Domnul, și mamei lui care s-a arătat, și mama mea. Apoi la versetul 15, spuneți sănătate lui Filolog și Iuliei, lui Nereu și surorii lui, lui Olimpa, iar o femeie, și tuturor sfinților care sunt împreună cu ei. Iată aici, sunt enumărați și bărbați, și femei, și-au slujit cu bună înțelegere, au slujit împreună, în respect, și tocmai Pavel a învățat să avem respectul ăsta unii pentru alții. Dumnezeu să ne ferească ca să nu creem noi cumva dezbinarea într-o lume. Ori prin nesupunerea noastră, ori prin excluderea noastră, ori prin, nu știu prin ce ar putea să fie, printr-o atitudine greșită, să creăm dezbinarea Domnului Hristos. Haideți acum să ne ridicăm în picioare și în următoarele clipe să avem un timp în care să ne rugăm la Dumnezeu. Dacă avem anumite lucruri pentru care să ne cerem iertare, să ne cerem iertare. Dacă avem anumite, atât bărbați cât și femei, dacă avem anumite lucruri pentru care sunt motive ca să mulțumim, atunci să-i mulțumim Domnului. Haideți să mulțumim.